Apar primele semne de slăbiciune în domeniul construcțiilor, în condițiile în care autorizațiile pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale sunt în scădere cu 12,7% în 6 luni ale anului 2022 față de perioada similară a anului precedent, scrie portalul de specialitate bani.md cu referire la datele Biroului Național de Statistică. În ianuarie-iunie 2022 s-au eliberat 1094 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în descreștere cu aproape 15% și 515 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale în descreștere cu aproape 9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Din totalul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri, 53,3% sunt pentru zona rurală. Chișinăul, care concentrează 80% din totalul pieței imobiliare, a înregistrat și cea mai mare descreștere a autorizațiilor de construcție, -52%, la fel și pentru cele nerezidențiale, -10%. Economistul Veaceslav Ioniță susține că reducerea autorizațiilor de construcție va avea un impact asupra prețurilor la imobile, care și așa sunt în ascensiune, urmare a scumpirii materialelor de construcții. Datele bursei imobiliare Lara relevă că în luna iunie prețul mediu al metrului pătrat s-a menținut la 670 de euro la apartamentele vechi. Cele mai scumpe imobile au fost în sectorul centru al capitalei, 928 de euro, iar cele mai ieftine la Otovasca, 452 de euro per metru pătrat. La locuințele noi, prețul mediu al metrului pătrat a fost de 805 euro. Cele mai scumpe la fel au fost în sectorul centru al capitalei, 1080 de euro, iar cele mai ieftine la Otovasca, cu 538 de euro per metru pătrat.